Referitor la slujbele săvârșite la Catedrala Patriarhală cu prilejul anului nou 2022, Biroul de Presă al Patriarhiei Române precizează Credincioșii vor putea participa la sfintele slujbe atât în interiorul Catedralei Patriarhale, cât și în incintea Catedralei Patriarhale, unde vor fi amplasate mai multe scaune după următorul program. Vineri 31 decembrie 2021, ajunul anului nou, între orele 16 și 18 va fi oficiată slujba vecerniei. Între orele 23 și 30 de minute 0 și 30 de minute va fi oficiată slujba trecerii dintre ani de către prefericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sâmbătă, 1 ianuarie 2022, anul nou, între orele 9.30 și 12.30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească în interiorul Catedralei Patriarcale de Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfințitul Părinte Varla Amploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. La finalul Sfintei Liturghii, după slujba de Tedeum, va avea loc proclamarea anului 2022 în Patriarhia Română ca anul omagial al rugăciunii în viața bisericii și a creștinului și anul comemorativ al Sfinților Isihaști Simeon, noul teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț.